Ședință Fulger luni la Consiliul Local Municipal. Ședința a fost convocată cu foarte puțin timp înainte, astfel că nu toți consilierii au reușit să ajungă. Primarul Constantin Toma a explicat că proiectele privind compania de apă supuse aprobării au un caracter urgent. Este vorba în primul rând despre proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Este un caz de forță majoră. Am fost anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că joi 3 octombrie se va semna contractul pe POIM pentru compania de apă. Sunt aproape 300 de milioane de euro, vreo 62 de milioane de euro pentru municipiul Buzău. Urgența adoptării proiectelor de hotărâre a fost susținută și de directorul companiei de apă, Simona Săvulescu. Prezentă în calitate de invitat la ședința Consiliului Local Municipal, aceasta a prezentat o scrisoare pe care a primit-o de la Ministerul Fondurilor Europene. În vederea obținerii finanțării investițiilor prioritare în sectorul de apă și apă uzată în cadrul programelor operaționale Infrastructură Mare POIM 2014-2020, având în vedere stadiul avansat de pregătire a proiectului, numeroasele întâlniri de lucru și consultări referitoare în principal la adoptarea celor mai bune soluții tehnice de realizare a investițiilor și corelarea studiului de fezabilitate cu analiza cost-beneficiu pe baza unor prognoze realiste, dorim să vă reamintim că este deosebit de important să finalizați documentația suport a cererii de finanțare, să urgentați obținerea documentelor instituționale, îndeosebi celor pentru aprobarea SF și indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, a planului tarifar și pentru asigurarea cofinanțării proiectului, astfel încât documentația finală să poată fi transmisă spre evaluare. Finanțarea pentru municipiul Buzău se ridică la aproximativ 75 de milioane de euro, bani din care compania de apă urmează să înlocuiască conductele vechi și va fi extinsă rețeaua de distribuție. De asemenea, va fi modernizată și extinsă rețeaua de canalizare.